care este rolul ecografiei și al endoscopiei în diagnosticul și monitorizarea bolilor hepatice cronice? Ecografia abdominală reprezintă o investigație extrem de utilă, ușor de realizat și repetabilă, pe care o putem realiza în cabinetele din ambulatoriu tuturor pacienților care suferă de o boală hepatică cronică. Putem face această investigație și pentru diagnosticul bolii de ficat de care suferă pacientul nostru și pentru a urmări evoluția acestuia pe parcursul perioadei în care îl tratăm pentru boala hepatică respectivă, lucrul acesta întâmplându-se de cel mai multe ori pe perioadă de timp foarte lungă. Endoscopia digestivă superioară reprezintă o altă investigație pe care avem la dispoziție în laboratorul nostru și putem să realizăm această procedură atât pentru a diagnostica bolile de care suferă pacientul nostru și, mai bine zis, complicațiile bolii de ficat, ce ajung să aibă repercusiune asupra sistemului digestiv superior și, bineînțeles, putem să facem și tratament profilactic al acestei patologii care afectează pacienții noștri cu boli hepatice cronice. La endoscopia digestivă superioară pe care o facem pentru diagnostic putem să depistăm niște dilatații anormale ale vaselor de sânge care irigă esofagul și stomacul. Putem să depistăm o inflamație cronică a mucoasei stomacului care se numește gastropatie și, bineînțeles, putem să facem și o profilaxie a sângerării ca o complicație importantă la pacienții cu boală hepatică. Respectiv, putem să facem o ligatură, îi spunem noi în gastroenterologie, adică o prindere cu niște inele speciale a dilatațiilor acestea venoase esofagiene sau gastrice. În acest fel vom reuși să prevenim sângerarea și deci niște complicații redutabile la pacienții care suferă de boli hepatice cronice.